Doamne ajută, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii de Presat Presa, vă spune Părintele Eugen Tănăsescu, în această zi de joi, 18 aprilie, anul Domnului 2019. O să începem ediția de astăzi tot cu acest subiect central european care ocupă agenda publică și anume incendiul de la Notre-Dame. Avem un mesaj de la Patriarhia Română, mesaj de solidaritate cu poporul francez. Patriarhia Română a primit cu adâncă întristare vestea despre incendiul care a distrus acoperișul Catedralei Notre-Dame din Paris, din Paris, Notre-Dame de Paris, se spune în franceză. Monument religios, istoric și arhitectural de valoare inestimabilă, simbol al creștinismului european, cunoscut în întreaga lume și vizitat în fiecare an de milioane de pelerini și turiști. Emblemă venerabilă a Europei capitalelor, Patriarhia Română își exprimă profunda solidaritate cu poporul francez, greu încercat în aceste zile de o severă pagubă adusă unui simbol spiritual național și internațional. Totodată, Patriarhia spune că dorim ca această catedrală, simbol al Europei creștine, să fie restaurată cât mai curând, în special cu ajutorul tuturor celor care iubesc valorile spirituale ale patrimoniului religios și cultural universal. Ceea ce se și întâmplă, pentru că mulți își doresc refacerea rapidă a catedralei, dovadă donațiile care au început să curgă și chiar și din România sunt donații pentru Catedrala Notre-Dame, donează persoane fizice, persoane juridice, autorități publice, locale sau naționale, cu mic, cu mare, toți au găsit de cuvință să dea câte ceva. Avem, spuneam și din România, câteva donații. Iată o mare donație de 1 milion de euro din partea unei firme, UiPath, care este un dezvoltator de software, mai precis construiește roboți software, firma asta, și care spune că va dona 1 milion de euro pentru reconstrucția catedralei, fiecare, mă rog, cu motivele lui. Consiliul Județean Cluj alocă 100.000 de lei pentru reconstrucția Catedralei Notre-Dame. De asemenea, doamna Gabriela Firea, primarul Bucureștiului, a anunțat că își donează 10% din salariul de primar pentru Catedrala Notre-Dame timp de 3 luni. Și sunt și multe alte donații, nu o să le trecem atât pe toate în revistă. Franța este gata de reconstrucție, spune TVR-ul că refacerea catedralei va costa 150 de milioane de euro, în vreme ce donațiile deja au depășit 1 miliard de euro. Acum, mă rog, suma de 150 de milioane de euro e numai pentru structura de rezistență afectată destul de serios, da? Avem o afectare destul de serioasă a structurii de rezistență, pentru că, așa cum ați putut vedea și pe imaginile transmise de toate presa, toate televiziunile, avem și avarii la structura de rezistență, nu doar acoperișul, iată și aceste arce s-au prăbușit, lemnăria acoperișului a cedat, acoperișul nu mai există, turla centrală nu mai există și președintele Franței spune că vrea să se reconstruiască catedrala în 5 ani. E și viteză. Aici specialiștii spun că 10 ani e un timp minim și, mă rog, tot felul de discursuri. Ceea ce mă interesează pe mine în acest fenomen este amplitudinea apropierii de catedrală, în primul rând. Haideți să o luăm așa, să analizăm un pic intrinsec fenomenul.
Ce este Catedrala Notre-Dame? Înainte de toate, un simbol al creștinismului european. Un simbol al Franței, fiind simbolul prin excelență al Parisului. Poate că când vorbim de Paris, eu știu, imaginii Catedralei Notre-Dame mi se poate opoza doar imaginea turnului Eiffel. Atât. Ce mai e așa cunoscut în Paris? Sena. Hai să zic, și Sena, poftim. Da, și noi în București avem Dâmbovița. Dacă îmi spui București, la ce te gândești prima dată? Când spui Paris, la ce te gândești prima dată? Fie la turnul Eiffel, fie la Catedrala Notre-Dame, fie, mă rog, poate și alte obiective. Oricum, Catedrala Notre-Dame este cel mai vizitat obiectiv turistic din Europa. Să nu uităm și treaba aceasta. Ea este un monument. Și aici vreau să merg puțin cu analiza, pentru că apropierea asta, solidaritatea asta grabnică, aș putea să spun, pentru refacerea catedralei, mă pune pe gânduri, serios, mă pune pe gânduri, din două perspective. Prima perspectivă este sigur cea creștină. Și anume, cum de se întâmplă acest lucru? Cum de se dorește refacerea unei catedrale simbol în care se oficiază Sfânta Liturghie, simbol al creștinismului, câtă vreme știm bine, Franța nu prea stă bine la creștinism, nici Europa nu prea stă bine la creștinism. E uimitor. Pe de altă parte, însă, în elaborarea acestui răspuns, nu pot să ignor cea de-a doua direcție, direcția identitar istorică, chiar și turistică. Catedrala nu e o simplă biserică. Poate că dacă ar fi ars o biserică parohială, să zicem, n-am fi avut atâta vânzoleală internațională, pentru că foarte mulți și-au exprimat compasiunea cu poporul francez, care ai senzația că și-a pierdut ceva din identitatea lui, adică mesajele sunt în direcția în care slavă Domnului, n-a fost nicio victimă, slavă Domnului, nu s-a dărâmat complet, adică există o parte pozitivă destul de substanțială la această poveste a incendiului, sigur, de nedorit. Haideți să vedem și partea plină a paharului, adică marile colecții de artă, relicvele, cum se spune relicvele, da? Sacramentele au scăpat, nu au fost afectate de incendiu, nu avem victime, zidurile catedrale sunt în picioare, s-a ales cu acoperișul ars, dar cam atât. Acoperișul și turla aceea centrală, spirala, cum mi se spune. Deci, nu avem distrugere atât de mare încât ai senzația că a murit ceva în Franța. Ai senzația că francezului s-a rupt ceva din inimă. Deci este un simbol identitar puternic această catedrală. Ea nu e o simplă biserică și mă gândesc la această valoare identitară. Ceea ce mă face să renască speranța posibilității renașterii creștinismului, dacă vreți, în Franța, în Europa. Sigur, pe de altă parte, mă uit și pe direcția cealaltă, pentru că să nu uităm, catedrala, tocmai datorită dimensiunii ei identitare, istorice, muzeografice, da, e un monument, spirituale poate mai puțin, catedrala este și o generatoare de venit. Da? Când ai 30 de mii de vizitatori pe zi, statistic vorbind, pe zi, asta nu poți să ignori. În jurul catedralei este construită o întreagă industrie identitară. Dar mă gândesc, și am și scris treaba asta, mă gândesc că focul ăsta de la Notre-Dame e un foc identitar. Un foc purificator. Da? Focul purificator de la Notre-Dame. Uite că scrisesem și eu ceva. Bun, dacă dai că focul purificator pe Google, apare un text, textul pe care l-am scris, ceea ce e bine într-un fel.
focul ăsta de la Notre Dame e un foc purificator. Această superbă imagine, crucea de foc surprinsă de o dronă, poate fi un foc purificator al Europei. Oricum, catolicismul are învățătura asta cu focul purificator din purgatoriu, știi? Poate că francezii se vor trezi un pic sau cel puțin vor deveni mai relaxați când vine vorba de creștinism. Poate nu vor mai fi atât de încruntați, mă gândesc eu. E un început de renaștere spirituală aici, adică hai să ne gândim puțin și invers. Ce e o catedrală? Despre ce vorbește zidul? Sau despre ce poveste ne spune nouă zidurile de la Notre Dame? Sau ale oricărei catedrale? În primul rând e o biserică. Ne vorbește de valoarea creștină, de identitatea creștină. Ne vorbește de identitatea celui ce l-a creat. Arta. Ce este arta? Arta este o formă de comunicare codată în anumite coduri artistice, o formă de comunicare codată a unor mesaje, a unor idei, a unor învățături până la urmă. Chiar s-a spus de Notre Dame că felul în care a fost ea construită era un fel de Biblia neștiutorilor de carte, știi? S-a spus că cei care nu știau carte nu puteau citi, iar icoanele pentru noi erau Biblia neștiutorilor de carte, așa s-a spus despre icoane, iar la Notre Dame arta a excelat în această exprimare a adevărurilor biblice, făcându-se apel la arta religioasă, la statuete, la icoane, la crucifixe, la relicvarii, la arhitectură, turnulețele acelea, statuietele de pe lângă turnulețe și așa mai departe. Turnul ăla central, că avea niște statuie pe lângă el. În fine, arta este un mijloc de comunicare, poate de aceea și mulți oameni o vedeau, pentru că Notre Dame vorbește pe multe voci. Vorbește pe vocea religioasă, vorbește pe vocea istorică, vorbește pe vocea identitară, dacă vreți, a Franței. Asta este uimitor, că este un obiectiv identitar și oamenii s-au simțit răniți, s-au simțit afectați când a fost vorba de rănirea acestui simbol identitar, ceea ce mă face să cred că are mare dreptate învățătura teologică când spune că sufletul poate fi omorât, desigur că poate fi omorât, dar chipul lui Dumnezeu din om nu poate fi distrus. Este indelebil, se spune cu un termen tehnic, așa, de specialitate în teologie, adică nu poate fi șters. Oricât am chinuit noi sufletul, putem să și-l omorâm, repet, putem să-l omorâm. Nu putem să-l rupem pe suflet de originea lui divină. Asta înseamnă că chipul lui Dumnezeu este indelebil, adică nu se poate șterge. Înseamnă că sufletul, oricât l-am chinuit, oricând l-am prăpădit, oricând l-am omorât, poftim, sau l-am ignorat, sau ce am vrea, sufletul nu se poate desprinde de tatăl său, și anume de divinitate. Asta am simțit eu, dacă e să mă întrebați pe mine, în legătură cu această explozie. Și aș vrea să fie așa, mi-aș dori să fie așa. Aș fi, cum să spun, m-aș cutremura, aș rămâne mut și mi-ar veni să fug de pe fața acestui pământ dacă aș afla că lucrurile n-ar sta așa. Că toată această afecțiune internațională și solidaritate internațională pornită pentru catedrală ar fi doar dintr-un motiv economic. Păi făcea bani și hai să o reparăm, repede să mai faci niște bani cu ea, că acum e distrusă și n-o putem exploata comercial. Aș fi cutremurat să aflu că acesta este motivul principal. Eu încă mai cred și cred în această învățătură a bisericii că omul, oricât s-ar chinui cu păcatul, oricât s-ar
Da, am văzut tot felul de teorii. Vai că francezii și-o merită. E un semn divin pentru că, da, sunt multe lucruri de discutat la simbolistica acestui incendiu și nu o să stăm acum să... E, până la urmă, judecata aparține lui Dumnezeu, știi? Dar eu asta mă bucur. Că aflând această învățătură, că sufletul nu poate fi despărțit de originea sa divină, omul mai are o speranță. Asta este frumusețea din acest incendiu, dacă vreți, care este, sigur, un dezastru, da? Dar asta este focul purificator. Odată cu rezidirea catedralei, să ne rezidim sufletul. Asta este, de fapt, provocarea. Pentru că zidurile vorbesc despre suflete. Dacă ajungem în ziua în care zidurile nu vor vorbi despre suflet, despre spirit, despre duh, despre creștinism și vor vorbi doar despre comerț, doar despre exploatarea comercială a unui simbol, a unui monument, atunci vom fi pierduți. Atunci ne vom omorâ sufletul și atunci vom putea învia. Nu e chiar așa totuși mare problemă, dar va fi trist să afli că latura comercială a pus stăpânire până și pe suflet. Asta este un moment cheie, dacă vreți, al istoriei Europei. Pentru că, din păcate, se întâmplă și așa. De multe ori prețuim un lucru doar după ce îl pierdem. Știi? Prețuiești un lucru doar după ce îl pierzi. Cât îl ai, te bucuri tu de el, știi tu ceva despre el. Adevărata lui valoare a acelui lucru se descoperă în momentul în care îl pierzi. Ia închipuiți-vă că Notre Dame ar fi dispărut complet. Ce ar fi fost? Cum ar fi fost? Bă, închipuiți. Această efuziune solidară care a izbucnit poate fi un început. Creștinismul are marea, cum să spun, are marele dar și are marea calitate de a transforma necazul în bucurie. De a face din necazul crucii, al răstignirii, al condamnării la moarte până la urmă, de a face bucurie. De a face crucea altar de jertfă al dragostei. De a transforma răul în bine, dacă vreți, mai sintetic spus. Și poate că tot răul ăsta care s-a întâmplat cu Catedrala Notre Dame poate fi un început de bine. De cine depinde? De oameni, evident, de oameni. Când oamenii și-au propus construirea acestei catedrale, au avut în minte un mesaj pe care l-au transmis generațiilor următoare până la noi. Noi care acum am văzut o posibilă distrugere totală a acestui mesaj, acestui simbol identitar, rămâne să vedem dacă am înțeles corect mesajul și mai suntem în stare să-l preluăm. Asta este adevărata discuție la catedrală. Nu știu dacă... Da, sigur, e un argument ăsta că 30.000 de oameni vizitează catedrala și aduce venituri, dar n-aș vrea să fie argumentul principal. Parcă argumentul principal ar rămâne tot slujbele creștinești care se desfășoară acolo și care cheamă la rugăciune. Da, pentru prima dată am văzut și eu în întreaga presă internațională tineri în genunchi rugându-se, că asta cu rugăciunea în public nu prea era great așa. Dar a fost un moment de stop. Rămâne să vedem, sigur, noi știm bine unde se discută chestiunile astea și unde se decid puternicii planetei. Donațiile astea multe de unde au venit? De la puternici. Chiar mă gândeam dimineața, zic, uite domnule, ce repede a strâns Notre Dame 1 miliard de euro pentru, sigur, o cauză importantă. Nu poți să o bagatelizezi. Dar cum era treaba aia? Vrem catedrale, nu spitale. De ce miliardul ăsta de euro nu se strânge și pentru alte nevoi publice? E o întrebare, sigur, că noi știm de la Sfântul Ioan Gură de Aur acest cuvânt care mie îmi place foarte mult, că este sintetic, scurt și profund. Sfântul Ioan Gură de Aur a spus așa, vreți să nu mai aveți săraci? Foarte bine, bogaților dați banii voștri săracilor. Cam de acolo i-ați luat.
Știi? Cam așa vine. Sigur, parafrazez, sunt Ioan Gorel, doar vorbește mai profund. Dar esența asta este. Bani sunt. E paradoxal cum ne plângem de crize financiare. Păi da, s-a găsit repede 1 miliard de euro pentru Notre-Dame. Și e bine că s-a găsit. Adică eu nu zic că, că de ce s-a găsit. Foarte bine că s-a găsit. Dar poate găsim și pentru altele. Da? E un semn că totuși ceva în om acolo n-a murit. Asta mi-ar place să cred. Că oamenii se vor opri din nebunia asta planetară, a, nu știu, a comerțului, a corectitudinii politice, a neomarxismului cultural, a ce vreți dumneavoastră. Ne vom opri din iureșul ăsta în care trăim zi de zi într-o luptă contra nouă înșine până la urmă, ne luptăm cu noi. Înșine, nu cu altcineva. Noi între noi, dar când ne luptăm noi între noi, de fapt ne luptăm noi cu noi. Noi cu sinele nostru. Luptăm contra propriei noastre mântuiri. Când ne dușmănim cu aproapele, atâta spirit competițional încât am ajuns la lupte între oameni, poate că e momentul să recalculăm un pic. În fața unei grozăvii, asta este frumusețea creștinismului. Că din cruce și din necaz face restaurație, face înviere. Asta este frumusețea sărbătorii pascale. În săptămâna patimilor vedem unde duce nedreptatea, unde duce trădarea, unde duce lepădarea principiilor morale sănătoase. Duce până la răstignirea lui Dumnezeu. Și după aceea, în această tragedie și în acest plâns zguduitor în care Hristos e pus în mormânt, până la învierea de duminică, vine prohodul. Ce frumos, ce frumoasă e slujba asta a prohodului. Vine prohodul care începe cu plâns în mormânt, viață, pus ai fost Hristoase, și termină cu înviere. Că la sfârșitul prohodului se cântă binecuvântările învierii. Adică asta e frumusețea creștinismului. Esența asta a ideii că moartea a devenit viață și păcatul a fost ucis. De cine? De virtute, de puterea lui Hristos, care are puterea de a da virtuți tuturor celor ce cer și doresc. Că până la urmă toată discuția stă în a dori, în a vrea, în a ști, în a putea, în a te lupta pentru bine, până la urmă. Despre asta este vorba. Restul sunt detalii, dar pe mine m-a impresionat treaba asta. De asta am zis că la Notre-Dame avem de-a face cu un foc purificator. Dacă știm să vedem treburile, avem de-a face cu un foc purificator. Rămâne să vedem ce se va întâmpla în continuare sau ce turnură vor lua oamenii. Că știi, asta este uneori în fața unei grozăvii, a unei nenorociri, ai un moment de stop din iureșul tău nebunesc, al vieții, și aia e șansa ta să te reîntorci. E ca la fiul risipitor. La fiul risipitor exact așa a fost. A plecat de acasă într-un iureș, s-a băgat singur într-o nenorocire, a ajuns într-o situație cruntă, da, că până nici măcar roșcovele porcilor nu le mânca, nu putea să le mănânce, era cumplit, da, era dezastroasă situația. Și asta l-a salvat. Și a venit în sine și s-a întors. Nu doar fizic. Și-a întors Duhul. Adică și-a recuperat Duhul. Și-a recuperat chipul lui Dumnezeu din el, pe care îl acoperise acolo cu noroiul păcatelor, cum spun Sfinții Părinți. Această expresie plastică și frumoasă acoperi diamantul cu noroiul păcatului. Nu aruncați mărgăritarele voastre porcilor, spune Hristos. De ce? Că le tăvălesc, le bagă în noroi. Și și-a revenit, domnule. S-a recuperat, s-a salvat fiul risipitor din necaz, prin necaz. De asta frumos e cântarea la înviere, frumos e imnul cu moartea premoarte călcând. Adică Hristos n-a omorât moartea așa, din exterior, ca un decret. Și știi, vii și dai un decret și zici, gata, să dispară. Din interior a
prăbușit-o cu moartea, prin moarte călcând moartea lui Hristos, a omorât moartea păcatului. Asta este pentru mine momentul, dacă vreți, un fel de kilometru zero al Europei. Sigur, nu e de dorit niciun incendiu, dar poate că acest incendiu e o șansă. E o șansă la trezire spirituală, că până la urmă despre asta vorbim, tot învârtim cuvintele aici, dar despre asta este vorba. Oameni buni, treziți-vă, opriți planeta din iureșul ăsta nebunesc al comerțului, al luptelor, al imoralităților. Hai să ne oprim, hai să vedem ce facem. Sigur, să nu idealizăm, nu vom reuși, mântuirea nu aparține maselor, știm bine treaba asta. Rămâne de văzut ce se va întâmpla, dar e un moment în care mulți se pot salva, își pot salva sufletele. De asta rămân la ideea mea că incendiul de la Notre-Dame e un foc purificator. Da, sigur, coincidență că avem de-a face cu o biserică romano-catolică care are această învățătură a focului curățitor din purgatoriu, ceea ce sigur ortodoxia nu crede. Dar uite cum te poate purifica un foc de ăsta, un incendiu. Așa te poate purifica. Te poate pur și simplu trezi. Mai departe în emisiune, mergem în partea cealaltă a planetei, dacă Europa este... Da, mergem în partea cealaltă a planetei, spuneam. Dacă Europa este în această... cu tremurare identitară, cum vreți dumneavoastră, fiecare vede în incendiul de la Notre-Dame ce crede. Mergem în partea cealaltă a lumii, Toma, în Australia, unde creștinismul începe să fie împuns, pentru că deranjează corectitudinea politică. Unul din cei mai buni rugbiști australieni a fost eliminat de la Naționala Australiană de Rugby după ce a postat pe Instagram un mesaj referitor la homosexuali: vă așteaptă iadul dacă nu vă pocăiți, numai Iisus Hristos vă mântuiește. Dacă e să mă întrebați pe mine, rugbistul Israel Folau, cred că așa se citește, îl avem în imagini, e puțin extremist după mine. El a ajuns în situația asta nu deodată, a mai tot fost avertizat, a mai tot fost... E puțin extremist în ce sens? În sensul că, da, sigur, el propovăduiește Biblia cu ardoare. A și spus că nu renunță la Biblie, mai bine cu Iisus decât cu fotbal, cu ăsta, cu fotbal, cu rugby-ul. El a fost avertizat de vreo 2-3 ori până a ajuns în situația asta. Dar ceea ce extrag de aici este următoarea învățătură. Și asta a fost anunțată de mult. Dacă vă faceți aminte, la un moment dat însuși președintele Americii, Obama, a spus o chestiune de genul ăsta. Și ăsta e trendul. De acolo s-a dat trendul. El a zis așa: e adevărat, există libertate de exprimare religioasă ca și libertate de exprimare a opiniei. Dar, zice, libertatea religioasă nu poate să exceadă libertatea celuilalt. Nu poate să discrimineze. Asta a fost afirmația. Dacă o coborâm la ceea ce s-a întâmplat în Australia, păi înseamnă că din start Biblia te discriminează. Și aici vorbim de un fenomen ceva mai profund, neînțelegerea corectă uneori a mesajelor religioase. Am vorbit și în alte emisiuni. Există trendul ăsta mondial, total egonat după mine, în care dacă îi spui unuia, băi, vezi că dacă bagi mâna în foc o să te arzi, constituie hate speech, adică discurs al urii. Că practic rugbistul ăsta de aici a pățit-o, că a zis, domnule, a discriminat. N-am înțeles unde a discriminat, dar am înțeles că au spus cei de la club de acolo oficiali, au zis așa, că rugbistul nu poate discrimina materiale pe... nu poate disemina materiale pe mass media socială în care condamnă, demonizează și discriminează oamenii pe baza sexualității lor.
zice comunicatul. Ca și cod de conduită, i-am scris lui Fulon în mod repetat că postările sau comentariile care sunt lipsite de respect în orice fel față de persoane pe baza sexualității acestora vor duce la acțiuni disciplinare împotriva lui. Aici vedem punctul de vedere concretizat cumva a ceea ce a spus președintele Obama. Numai că eu acum vin și spun, da, stai puțin, omul și-a exprimat o credință a lui. El a citat din Biblie. Ce face, mar din Biblia? El a spus ce spune Biblia despre păcatul ăsta al homosexualității. El așa crede. Ați spune opinia constituie discriminare, constituie hate speech, demonizare? Aici e problema, că oamenii ăștia nu înțeleg sau se prevalează de... Poate fi și asta o teorie, habar n-am nicio dovadă. Dar poate fi și teoria asta. Ne prevalăm de ce spune ăsta din Biblie ca să intentăm proces de intenție, știi? Să-i facem proces de intenție. Adică, băi, tu ai intenționat să lansezi ura în spațiu public. Stai puțin, eu am spus ce scrie în Biblie. Mă judecați pentru ce spune Biblia? Fulo asta a zis la un dat. A zis, dom'le, eu nu renunț la Biblie. Adică, mai mult, un alt coleg de-al lui a fost avertizat oficial după ce a dat like postărie, vorba de ruibistul Billy Vunipola, pentru că a dat like postărilor făcute de australianul Israel Fulo și Vunipola i-a îndemnat pe oameni să-și trăiască viața așa cum dorește Dumnezeu. O idee aparent intolerabilă pentru Federația din Anglia de ruibii. Profunzimea acestei discuții este asta. Ne luptăm cu Biblia? Ne luptăm cu ideile din Biblie? Facem proces de intenție Bibliei? Despre asta este vorba. Credinciosul va spune ceea ce crede din Biblie. Are dreptul lui să spună asta? Sau nu are dreptul? Că asta este problema. Adică spui uneia, băi, dacă păcătuiești, vei ajunge în iad. Ăsta e hate speech? Eu nu-i doresc să ajung în iad. Eu, din potrivă, tocmai de aceea îi spun, îl avertizez. Revin la discuția anterioară. Te răzbun pe semnele de circulație dacă îți spun că este interzis să o iei pe acolo? Nu, din potrivă, dacă treci pe roșu la semafor, pierzi carnetul, că n-ai respectat regula. De unde să înțelegem că regulile Bibliei sunt total relativizate în lumea de azi. Da, pentru că fiecare poate să creadă ce vrea și s-a constituit cadrul ăsta al drepturilor. Doamne, fiecare să creadă ce vrea, dar să nu spună celuilalt. Păi stați așa, dacă o luăm așa, bun, am înțeles, creștinii să nu mai spună altora de alte credințe sau ateilor sau altor, poftim, minorităților sexuale, să nu le mai spună nimic din Biblie pentru că i-ar discrimina. Dar atunci ceilalți de ce îmi spun mie ceva despre creștinism? Ceilalții de ce au voie să mă facă pupător de moaște, retrograd și nu mai iau aici toată panoplia de epitete, că n-are rost. Deci dacă noi nu avem dreptul să, noi credincioșii mă refer, nu avem dreptul să interacționăm cu celelalte comunități, în virtutea faptului că, nu știu, îi discriminăm, am îndemnat la ură sau mai știu eu ce se inventează pe tema asta. Ei de ce au voie despre noi? Asta este întrebarea mea fundamentală. Adică, dacă vom construi în societatea asta zis democratică, care după mine nu prea mai este, dacă construim un principiu și anume, voi ăștia religioși nu vorbiți către ei la alții zis păcătoși, voi că îi credeți așa. Nu le spuneți nimic că îi discriminați și nu e voie. Bun, am înțeles. O să mă limitez, nu o să mai zic nimic de treaba asta. Da? Asta să fie regula jocului. Nu, spun că e hate speech, că ziceți voi. Dar voi ei de ce au voie să spună de mine? De ce Charlie Hebdo are voie să-l caricaturizeze pe Iisus Hristos? Că e liberă exprimare? Păi sunt două lucruri care în democrație, să zicem, sunt socotite egale. Credincioșii și necredincioși. Ăștia credincioși n-au voie să zică nimic din Biblie necredincioșilor că sunt pedepsiți, domne. Să, nu știu, discriminează, practică hate speech-ul și alte lucruri de genul ăsta. Dar necredincioșii de ce au voie să zică de credincioși în toate felurile?
să-i umilească, să-i jignească, să... De astea, cum se spune de partea asta la altă, știi? Adică de ce nu avem aceeași măsură dacă vrem să construim o societate democratică? De ce nu avem aceeași măsură și dintr-o parte și în altă? Asta e întrebarea mea. Pentru că alminterea am tot dreptul să presupun că cineva se luptă cu Biblia. Și că de fapt tot eșafodajul ăsta al democrației, al drepturilor omului, nu este decât un război vechi între cel ce vrea să fie liberal, că așa ni se vorbește de democrația liberală. Acum, mai nou, se luptă liberalismul cu iliberalismul. Adică, stai, domnule, trebuie să fii neapărat liberal. Trebuie neapărat să fii de ăsta progresist, deschis, open-mindist. Așa e bine. Dar de ce nu am voie? Dacă acum discriminarea pozitivă dă voie minorităților, nu știu, sexuale, etnice și de alte naturi, să aibă drepturi suplimentare. Eu care sunt creștin și devin minoritar, eu de ce nu beneficiez de treaba asta? Adică aici ajung cu concluzia mea logică, da? Totuși am senzația că cineva totuși se luptă cu vechea morală ca să instituie noua morală. Nu vorbim deloc de aici de egalități de șanse. Da? Paradoxal, vorbim de egalități de șanse, dar mie mi se pare că ăsta este un discurs demagog inventat doar pentru a face loc celor care se luptă cu Biblia și a înghesui Biblia în colț. Religia să rămână în colțul privat. Păi și atunci voi de ce aveți voie să vă aduceți celelalte credințe în spațiu public? Dacă religia, cum spune societatea de azi, dacă religia trebuie să rămână în sfera privată, așa ni se spune, doamne, religia rămâne ceva privat. Păi atunci băgați la privat și celelalte lucruri. Și celelalte credințe, și celelalte viziuni asupra societății. De ce numai asta trebuie băgată la privat? Da, dacă e să vorbim corect, hai să vorbim corect până la cap. Dacă nu, ajungem la situații de-astea mai amuzante. Hai să ne despărțim așa amuzant. Venim în România, lăsăm discursul profund și analiza profundă pe care o încercăm prin alte părți. Mergem la noi unde se întâmplă lucruri de-a dreptul zâmbărețe. Știți că la un dat au fost niște vouchere pentru biciclete. Au fost niște vouchere pentru biciclete date de Primăria București. În sensul că, doamne, să stimulăm cumpărarea de biciclete, transportul ecologic, în fine, una alta. E bine, ANAF transmite celor ce au primit vouchere pentru biciclete că trebuie să depuneți declarația unică sau veți fi amendați. Voucherul era venit impozabil și, prin urmare, trebuie să plătiți impozit la bicicletă, domnule. Ați primit voucher de bicicletă? Da, foarte bine. Dar trebuie să plătiți impozit. Impozitul este de 10% din voucher. Da? Asta este. Bine, Primăria București a și anunțat că s-a ajuns în situația asta din cauza că autoritățile n-au fost de acord cu reținerea impozitului la sursă. Adică, care era ideea? Domnule, hotărâm că dăm niște impozite, da? Dăm niște vouchere, da? Bun, păi hai să le impozităm la sursă, nu îl mai punem pe om să se ducă să-și plătească impozitul. Cât îi dăm? Îi dăm 50 de milioane, de exemplu, da? Bun, cât e impozitul? 10%, deci 5 milioane. Da? Bun. Ia-i pe ăștia 5, lasă-i 45 și cu asta basta. Nu, statul a făcut așa, știi, când te scarpin invers. A zis, ia-i pe ăștia 50 și dăm tu mie 5 înapoi. Dar ține-ți, frate, singur, de ce nu ți-i oprești tu? Dăm ce ai de dat, reține-ți ceea ce ai de reținut și gata. De ce trebuie să ne scărpinăm așa? Ia banul ăsta, dar du-te și bagă 10% din ei, bagă-i înapoi la mine, în pușculiță. Dar ține-ți, frate, ce al tău și gata. Mi dai doar ca să plimb eu impozitul de la tine la mine și de la mine înapoi la tine. Păi, care-i treaba? Care-i afacerea? Bun. Mă rog, aici se ajunge când lucrurile nu sunt foarte atent rezolvabile. E doar un caz așa, de hârtie la hârtie sau de pus-o în pădrumuri. Dar ideea este asta, că suntem foarte atenți cu profunzimile filozofice ale discriminării, hate speech-ului și nu știu ce, dar când vine vorba de a eficientiza o treabă simplă, să nu mai punem omul pe drumuri, de exemplu, să-și plătească
impozit la un venit pe care îl dă statul. Nu, frate, oprește-l tu, dăm ce e de dat și gata, nu mă mai pune să... Ai o plăcere așa în a duce oamenii pe la cos, pe la ghișe, în a depune declarații, hârțogăraie, de... ce trebuie să facem treaba asta? Da, de asta zic că eu sunt realist totuși. Mântuirea nu-i pentru mulți, sunt convins de treaba asta. Dar contează ca toți să fie chemați. Exact cum spune Hristos, mulți chemați, puțini aleși. Nu în sensul că, știi că și aici e foarte greu de căzut în eroare când vine vorba, că ai senzația că te alege altcineva. Nu, e vorba de a te alege tu. Pentru că împărăția lui Dumnezeu se ia prin faptele tale. Tu singur te alegi pentru împărăția lui Dumnezeu, nimeni altcineva. Mulțumesc pentru atenția care ne-ați urmărit. Cu ajutorul Dumnezeu și al tehnologiei ne auzim și la edițiile de mâine ale presării presei. La ediția de mâine, vă dea Dumnezeu sănătate, pace, bucurie și o zi binecuvântată. Toate cele bune, Doamne ajută!